Zeci de fotografii realizate de studenții mediciniști au putut fi admirate chiar în holul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, locul ales pentru vernisajul expoziției de fotografie studențească. Mediciniștii artiști, cei mai mulți pasionați de fotografie, sunt încântați de organizarea unui astfel de eveniment. Mi-a plăcut fotografia, cred că de la începutul liceului, cam așa, și am prins un pic gustul la un curs de fotografie în cadrul Palatul Copiilor și cumva până și astăzi încă e o pasiune foarte bună, zic eu, pentru mine și îmi place în continuare foarte mult. Două dintre fotografiile mele ilustrează chiar clădirea, care are o arhitectură foarte, foarte frumoasă și am surprins într-una dintre ele chiar o fațadă în care se află și o floare, trandafirul de aici de la intrare, când era înflorit, în luna martie undeva. În fotografiile mele am încercat să surprind emoția studențească, ce înseamnă de fapt să fiu un medic, abilitățile de care trebuie să dispui ca medic, dar și pasiunea de care trebuie să dai dovadă pentru a continua această facultate destul de grea. Expoziția conține fotografii în care sunt surprinse imagini relevante despre curricula universitară din domeniul medical, anatomie, histologie, cardiologie, chirurgie. Dar imaginile pe care le-au redat studenții noștri astăzi mi-au stândit această nostalgie a studenției mele. Și așa cum le-am spus și lor, au demonstrat astăzi că vor fi doctori foarte buni, pentru că au demonstrat că au sensibilitate sufletească și un medic fără un suflet mare și fără empatie față de bolnavi nu poate exista. Vorbim de o studenție extraordinar de plină și extraordinar de frumoasă, pentru că esența expoziției de anul acesta, aceasta mi-am propus să fie, un elogiu adus studenților, un elogiu adus vieții studențești. Și de aceea am și pus acest titlu, Îmi place să învăț la, pentru că dacă n-ai iubit ceea ce faci, dacă ei nu ar fi cu adevărat pasionați de ceea ce fac, n-ar putea să reziste. Tinerii artiști participanți la expoziția Școală pentru Sănătate Îmi place să învăț la au fost recompensați cu premii din partea unui juriu de specialitate.